O altă poveste evreiască ne spune că un rabin i-a întrebat pe elevii săi: cum știm când s-a sfârșit noaptea și încep zorile? Simplu, a răspuns un elev. Tot așa cum putem deosebi un măslin de un smochin. Nu, acesta este răspunsul, a spus rabinul. Eu știu, a spus alt elev. Așa cum nu există asemănare între un asin și o capră. Nici ăsta nu este răspunsul, a spus rabinul. Păi atunci care e? Când ne uităm la un chip necunoscut și vedem în el pe fratele nostru, atunci se ivesc zorile.